Bună seara, dragii mei! Suntem la emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor și în seara aceasta demarăm o serie de lucrări speciale, ediții speciale, alături de un profesor distinct pe care îl cunosc de mai bine de 30 de ani. Se numește arhitectul Radu Radoslav, cu care am lucrat foarte mult, foarte bine, omul bibliotecă, să-i spunem așa, cum îl știm foarte mulți, pentru că, într-adevăr, veți fi fascinați să înțelegeți ce însemnează o dezvoltare durabilă, fundamentată științific. Și pentru că îi dau voie să se prezinte, după aceea am să încerc să-i prezint câteva repere din activitatea domniei sale, care nu este una deloc de neglijat. Bună seara, domnule doctor, și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație și pentru frumoasa introducere. Aș vrea să intru oarecum direct în subiect și am să vă spun următorul lucru, că este evident că această activitate de urbanism și amenajare a teritoriului, așa se cheamă, după unii se cheamă planning spațial, după unii, fiecare țară are tot felul de denumiri, depinde. Noi am rămas cu denumirea franceză de urbanism. În orice caz, este evident că ea ne schimbă viața în bine sau în rău, fiindcă este un mod de organizare a conexiunii între entitatea spațială, care este, să zicem, cadastru și terenul, și oameni, care este entitatea socială. Asta este lucru de bază. Domnul profesor, numai puțin. Prea repede și abrupt ai vrut să explodezi și să explici oamenilor acest lucru, dar totuși oamenii poate nu o să știe cu cine stau de vorbă. Și atâta a să-mi permit să introduc câteva elemente din biografia domnului profesor, doctor, arhitect, Radu Radoslav. N-am câteva lucruri. Poftim? Mă lași pe mine să mă prezint ca să fiu, dacă nu te super. Nu mă super, împotrivă. Deci am terminat liceul Logan Timișoara în 69, într-o clasă specială de matematică. Era o perioadă în care învățământul sub un ministru uluitor, Malița, a dus învățământul românesc la un nivel foarte înalt. Am dat la facultate la București, la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu, Institutul de Arhitectură se chema atunci. Am terminat facultate, evident că m-am întors înapoi în Timișoara. Am încercat să lucrez mai mult în domeniul respectiv. Până în 89, să spunem, am lucrat și în domeniul arhitecturii, dar am mai făcut un lucru care mi s-a părut foarte important. În domeniul arhitecturii în Timișoara sunt câteva lucrări care mi se par importante. Pe strada Eugen de Savoia, colț cu Ungureanu, este fostul sediu al BRD-ului. Asta e o lucrare care țin foarte mult. Erau vremuri în care nu se prea putea face arhitectură și atunci am făcut teatru. Am avut o trupă de teatru de gherilă, studio de caragialeologie, studio studențesc pe lângă Facultatea de Construcții, că numai ea era. Am fost foarte, foarte, foarte apreciați de anumite cercuri. V-am spus, era un teatru de gherilă în care, de fapt, și foarte multă lume m-a întrebat ce este, care ar fi legătura între una și cealaltă, mai ales ca urbanist, dar și ca arhitect, este un fel de regizor, fiindcă muți oamenii sau îi pui pe oameni să se muște în spațiu. Cam pe la urmă asta e și să spui replicele astea ca regizor și ca arhitect, același lucru faci mișcarea în spațiu care este într-o casă sau în exterior, în urbanism, în lucrurile respective. În 90 m-am întors în total în învățământ. Am parcurs toate etapele, dar ceea ce mi se pare foarte important, în 93-94 am început doctoratul și am făcut un stagiu de pregătire, să-i spunem, de documentare la Napoli, unde am avut o profesoară uluitoare care a predat la Stanford în Statele Unite și care
după perioada așa foarte scurtă în care am stat prin biblioteci și mă uitam la revistele de specialitate de arhitectură care erau la noi, nu prea existau deloc în perioada respectivă, doamna m-a chemat și mi-a zis, uite, mai îți dau eu un sfat așa. În biblioteca Politehnicii din Napoli este un dulap unde sunt lucrările studenților de la Stanford de dizertație, de doctorat și de terminarea facultății, să-i spunem. Și mi-a zis așa, ce este acolo? Se va aplica peste 10, 15, 20 de ani la Napoli și peste 30, 40 de ani în România. Am fost puțin contrariat și a zis că diferența este foarte mare între rămânerea noastră în domeniul, mai ales al urbanismului. Și în 96 mi-am luat doctorat în urbanism ca spațiu public al spațiului comunității. Era vorba de comportamentul oamenilor în spații, deci iarăși un fel de, să zicem, mișcare în spațiu și relația la nivel mare și a comunității, rolul culturii în deciziile urbane. Și cu doctoratul respectiv am ajuns arhitect șef la primăria din Timișoara. 10 ani, să spunem, am fost acolo și acolo am dat, făcând tot felul de stagi, așa era atunci, de pregătire din Canada, în Germania, în Franța, chiar și în Italia, în partea de nord, Olanda, am învățat un lucru esențial, că primul lucru, ca să poți să gestionezi un oraș, fiindcă, până la urmă, asta este urbanismul, nu se ocupă de case frumoase, de lucrurile astea, ci de gestiunea resurselor, a posibilității, a culturii, fiindcă fiecare entitate, fiecare oraș are anumită cultură, fiecare regiune are anumită cultură și fiecare țară, continentul și așa mai departe, după cum și orașul este împărțit în mai multe, să-i spunem, cartiere, dar nu chiar cartiere, care sunt unități de teritoriale de referință, deci așa niște cartiere, să zicem, între 5 și 10 mii de oameni care au anumit tip de comportament, fiindcă una era în Timișoara să locuiești în fabric, de exemplu, și una era să locuiești în Iosefin și una în circunvalațiuni. Comportamentul oamenilor este diferit din cauza spațiilor, a urbanismului, până la urmă. Și treptat am făcut un centru de cercetare la facultate. M-am întors în 2005, am plecat de la primărie. Am ajuns șef de departament, să spunem, la facultate. Am făcut cel mai important lucru, un centru de cercetare. O să revin ce am făcut la primărie, că până la urmă asta e tema Evident noastră. Evident că aici va trebui să pun niște... Dar este evident, tot timpul, în 2015 m-am pensionat, dar tot timpul am lucrat în ultima perioadă la Registrul Urbaniștilor din România, fi reprezentantul pe regiunea de vest. Ce vreau să spun? Că am realizat în acele, din doctoratul meu, care era profesorul meu, un profesor emerit, când a citit, el era îndrumătorul de doctorat, mi-a zis, bă, Radu, eu nu prea înțeleg nimic, dar fă tu că știi bine, sunt lucruri prea enorm pentru noi. Și mi-a zis același lucru ca și italian, ca că o să am probleme peste mulți ani, ce o să spun eu o să se adeverească. Dar... Repet, la primărie am avut un noroc orb, a fost un primar cu care ne-am înțeles foarte bine la început, domnul Ciohandu, care și el a înțeles, avea și el cultura europeană, că fără o bază de date nu se poate face nimic, și atunci am înființat acel birou care aici, se cheamă... Dacă îmi dai voie să întrerup un pic, pentru că e foarte important, proiectul nostru care l-am lansat în 2005 la Europa, respectiv Cadastru în economia de piață cu aplicabilitate în administrația publică locală, a avut ca fundament GISU Timișorii. Te rog exact. Frumos să încerci să sintetizezi câteva lucruri fundamentale despre acest GIS. Anul când a început, scopul, ce ați urmărit cu acest, să zicem, proiect excepțional?
Deci, ideea a fost așa, că spre deosebire de ceea ce credeam eu, nu exista o bază de date, deci nu exista o documentație care e averea Timișorii, care sunt proprietățile, care este populația, care sunt veniturile populației, care sunt câți tineri. Deci o mulțime de date și fără acele date este evident că nu poți să faci strategii. Și atunci, cu Popa Valentin, îl chema, a fost primul care a fost șef acestui, el a plecat în 2000, nu s-a înțeles mai departe cu cei din primărie, dar cu el am lansat acest studiu absolut pilot în România de a avea o bază de date, o ridicare topo, de fapt o ridicare cadastrală, să-i spunem, a orașului Timișoara. O reactualizare, fiindcă Banatul, făcând parte din Imperiul Austriac, când a fost cucerit în 1718, să spunem, unele din primele operațiuni au fost, fiindcă întreg Banatul a fost proprietatea împăratului, el a vrut să știe două lucruri. Odată este pe ce avere stă, deci pe ce terenul este el proprietar, și al doilea lucru că era evident că el trebuia să facă o mulțime de mișcări și de populație și a înființat tot felul de localități. Foarte interesant că în 1736 au fost niște revolte în Banat a populației române, fiindcă ei nu suportau să plătească taxe. Foarte interesant. Aceeași cum s-a întâmplat în Oltenia, din cauza asta în 1739, austreci, unul din motive, austrecii s-au retras de pe Olt, unde era până atunci Imperiul, s-au retras pe munte. La fel în la Gugulani, în Banatul, să zicem, montan, nici aceia n-au dorit să suporte această nebunie. Dar din nefericire, Radule, noi cred că ne confruntăm și astăzi cu această metahnă. Asta vreau să scăpat de ea. Da. Deci, noi nu. Motivele erau foarte simple. Că la noi erau totul era tranzacțional. Totul se tranzacționa. Era. Deci, lucrurile erau în. Ca să spun așa, în Banat sau așa, până în 1800, abia atunci. Țăranii, de exemplu, aveau dreptul de proprietate. Și se cumpăra de la Casa Habsburgii, care a rămas puțin falimentară, mă rog, nu falimentară, dar avea probleme, și atunci a început să-și vândă proprietățile. Și evident că, pornind, de exemplu, de la configurația satelor bărățene, că erau germane, flamande, slovace, de pe unde au venit populația, era un principiu foarte interesant. Terenurile agricole în sate, parcelele erau foarte mari, fiindcă ele erau, doar acele terenuri erau proprietatea locuitorilor. Restul, extra vilanul, deci extra ce era în afara teritoriului pur al satului, aparținea împăratului. Ce vreau să vă spun? Însă, prima operațiune a fost uluitoare înainte de 1800. Au fost două ridicări topo. Deci ce a însemnat treaba asta? Repet, nu se poate ține o gestiune corectă a unei localități, a unei străzi, începem cu strada, a unui bloc, dacă nu știi cine sunt proprietarii și care sunt proprietățile tale, după care sunt publice și private, după care poți operezi. Și atunci, acele ridicări iosefine din 1000, să zicem, înainte, în jurul de 1800, au fost tot timpul actualizate. În restul țării lucrurile au fost destul de proaste. Cuza a făcut niște, și Cocălnicianu a făcut niște fabuloase reforme, apropo că observați zilele astea, 15 ianuarie și, să zicem, operațiunile lui Cuza, dar tot nu au fost corecte lucrurile făcute în toată țara. Repet, la proprietăți. Mai era un lucru foarte interesant în Banat, cu timpul țăranii au avut proprietățile lor.
Și ca să, așa, ca să intru într-un detaliu, bunicul meu tot timpul spunea, dacă nu ai proprietate, nu ești om. Deci asta ce înseamnă? Nu ești... În lume se spunea, în America, de exemplu, spunea, dreptul de vot este dreptul numai proprietarului de teren. Deci este foarte important să ne cunoaștem proprietatea. Exact. Proprietatea comună, care este proprietatea publică, de exemplu, strada este publică, de obicei, și proprietatea mea, care este lotul meu, de casă, să zicem, sau cota parte dintr-un bloc, fiindcă într-un bloc sunt 20 de apartamente și terenul de sub bloc, puțin mai mare, este împărțit la 20. Este o asociație, de fapt, de proprietari acolo. Lucrurile sunt foarte importante, fiindcă în perioada 49 sau 50, ca și în alte perioade, de exemplu, în Banat, știți, în 51 a fost marea, cred că în 51, 1951 a fost marea deportare în Bărăgan. Pe 50 de kilometri de graniță cu Sârbia, satele au fost locuitorii, să zicem, mai înstăriți, dar majoritatea au fost deportați din cauza scandalului cu Tito, dar mai spun un lucru foarte important. După aceea a venit colectivizarea care a omogenizat, să spunem, proprietatea, a făcut proprietatea nu chiar de stat, că era cooperativă, era, așa se spunea, era o filozofia care acum unii spun că se reînvie, era filozofia marxistă de prin 1870, care spunea dacă e bine să ai proprietate sau să fie o proprietate mică. Au câștigat cei care au spus că nu trebuie să fie nicio proprietate și acolo s-a dus Rusia Sovietică și noi în 50. Repet, în anul 1990 noi eram total în afara lumii. Deci nu aveam proprietăți, nu, eu vorbesc în mare. Evident, nu se știa ce și cum și eram un fel de neoameni în lumea, să zicem, nu occidentală, că nu vreau să spun, lumea normală, să spunem. Cred că e mai potrivit. Da. Și atunci au apărut o mulțime de legi pe care tu le știi mai bine, care mai de care, nu știu dacă chiar care 20... au culminat cu scoaterea terenurilor din circuitul civil. Atenție da. Mare! Legea 58-59 din 74, aceste legi de fapt au căpătuit, ca să spunem așa, și au creat desăvârșirea între ceea ce de fapt noi încercăm să reparăm. Da, numai că acea lege a fost sentința de moarte a conducătorului dinainte de 89, fiindcă i s-a atras atenția că pe proprietățile, acele proprietățile erau, statul le-a confiscat, dar el a vrut să le vândă unor noi proprietari. Și acolo a ieșit un scandal imens, tot de la proprietate, ca să fiu foarte clar. Și 89, repede, ne-a prins într-o dezordine totală și de atunci au apărut 20-30 de legi care se tot modificau, care mai de care mai sulfuroase, în care nu se putea face ordine. Ok, Radu, vreau să-ți comunic ceva. Nici la ora aceasta nu avem reglementat din toate punctele de vedere legile proprietății sau o lege a proprietății. Cea mai mare nenorocire a fost în anul 1991 când s-a disociat legea cadastrului de legea proprietății. Pentru simplu motiv că evidențele existând în diferite feluri a crea un sistem unic este imposibil dacă nu iei măsuri ferme și hotărâte. Corect. Deci era, v-am spus, cu asta am început și poate a fost prea lung când a venit Imperiul Habsburgic aici. Prima măsură a fost să facă ridicarea topului. Deci altfel nu poți să gestionezi orice, eu știu, chinezii când și-au cucerit China sau toți trebuie să știe, repet, cât ce proprietăți au, ce suprafețe, ce taxe, fiindcă proprietatea, e adevărat că este a omului, dar el trebuie să plătească peste tot în lume
taxuri. Aici Radu, vin permiteți-te mai întrerup, pentru că trebuie să fie un dialog. Da. Ca să înțeleagă oamenii importanța fundamentului, adică dacă construim o casă, trebuie să-i facem fundație. Dacă construim o bază de date, trebuie să avem cadastru, corect? Da. Păi, fără cadastru, indubitabil, nu putem dezvolta nimic. Și am să vă spun acum că ajungem la zilele noastre. Știți că acum e o problemă cu Pugu și e Timișoara, o fi, nimeni nu știe. Nu, dar ce prea Pugu? Departe ai ajuns. Prea nu, departe nu, atâta vreau să vă spun. Nu, stai, nu te las. Nu te las. Nu, vreau să spui despre, te rog frumos, despre Gisul Timișoarei, că ai spus foarte, foarte puțin și din punctul meu de vedere, având în vedere că era o chestie uluitoare pentru România. În Statele Unite a început în 1980 să se facă pe acest sistem informațional și acolo s-au judecat zeci de ani, fiindcă știți cum proprietatea era luată, să zicem, după gard și în Statele Unite. Și gardul s-a mai mutat în sute de ani, să zicem, de când au fost legile implantate. Și atunci, primul lucru, noi a trebuit să punem în Timișoara norocul, n-am fost singur autor, am luat o firmă uluitoare care nu era din Timișoara, era din altă parte, era de undeva din Transilvania, condusă deci, de din Odorhei trebuie să vorbim despre profesorul Marton, pentru că eu am discutat cu domnia sa despre acest dis și ar fi util să ne spui evident interesele care au generat acest dis. Da, dar vreau să vă spun că domnul Marton a fost înainte de 89 în cadrul armatei române cel care s-a ocupat cu ridicarea topo, fiindcă dacă știți și armata are nevoie de ridicări topo. Culmea este că una din cele mai interesante ridicări topo care a fost secretă până acum câțiva ani în România a fost făcută de Uniunea Sovietică în 75. Noi avem în Timișoara ridicări de tipul ăsta 1890, 1900, nu știu cât. Deci foarte multe, fiindcă asta tot timpul trebuie updatate, deci aduse la zi, că proprietățile se modifică. Și atunci, primul lucru, cu cunoștințele mele, cu cunoștințele lui Popa Valentin, care, repet, după aia a plecat, după aia cu Robescu, am încercat să punem la punct toate informațiile care aveam. Existau informații la IPROTIM, însă ele cu ridicări topo. Aveam ridicări topo din 1900, dinainte de război și așa mai departe. Și am împărțit orașul pe mai multe bucăți, să-i spunem, și am primit aceste informații de la mai multe firme cu care am lucrat. Și, teoretic, acea firmă din Odorhei le-a pus pe suport electronic. Deci, asta înseamnă GIS, Sistemul Informațional Geografic. Deci, pe un suport, nu știu, IT, nu știu cum să explic. Dacă îmi permiți aici, o mică intervenție, cred că poate ajuta. Noi, la ora actuală, avem Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, care, în fond și până la urma urmei, reprezintă Cadastrul General. De fapt, ce reprezintă Cadastrul General? Cadastrul General îți generează limitele imobilelor, construcțiile permanente și numele cadastrale. Punct! Aceste limite juridice creează fundamentul GIS-urilor, adică bazele de date de tip spațial. Păcat că GIS-ul Timișorii nu s-a bazat pe acest subiect. Cunosc foarte bine că n-am avut legislație. Pe lângă asta, dacă îmi permiți, trebuie să-l introducem pe domnul Maro și în discuție, fostul subprefect, care la o emisiune pe care am avut-o odată în 2015, spunea: de ce sunt alături de domnul Racovician? Pentru că domnul Racovician, atunci când primește o problemă, o duce la capăt. Pe când noi avem funcționari publici foarte bine pregătiți, care vin și spun că nu se poate. După două zile, vin și spun din nou de ce nu se poate. Deci, e o problemă foarte mare. Pentru că modelul Timișoara pe care l-ai lansat împreună cu echipa la vremea respectivă, eu l-am analizat. Nu numai l-am analizat, dacă îți aduci aminte perioada 98-2001, pe perioada când am fost director, împreună am aprobat
Pugu. Am extins Timișoara cu 1600 de hectare, dacă ți-aduci aminte. Este imposibil. Am creat un instrument fabulos. Ce poți să ne spui din perioada respectivă, domnul arhitect? Pot să vă spun un lucru. Prima surpriză a fost că nu au limitele unității teritoriale a Timișorii. Nu erau clare, erau cu două comune din jur care, știți cum e, ca acum câțiva ani a fost un scandal între județul nu știu care din Moldova și județul nu știu care din Ținutul Secuiesc. Deci, și gândiți-vă, nu s-a transat nici acum, fi liniștit. Da, la fel există, după unii dubii, cu privire la delimitarea teritoriului României. Deci fiecare entitate, fiecare unitate, să-i spunem spațială, că e România, că e județ, că e județ care e format din unități, deci din localități, localitățile din cartiere, fiecare din ele trebuie definite pe un sistem clar, pe granițe, pe așa mai departe. La fel sunt văile, sunt râurile, sunt... Noi ne mirăm și acum că vine apa și noi suntem totdeauna nepregătiți, fiindcă inundațiile vin și noi nu știm unde să... cum să ne comportăm. Și asta tot din lipsa unor baze de date. Da, da. Dar asta este o chestie foarte nu rudimentară, asta e atât de bazică. V-am spus, în Banat erau de 300 de ani, dar romanii aveau, aveau evidența uluitoare, fiindcă nu poți să conduci un teritoriu și oamenii din teritoriu dacă nu ai, dacă nu ai această bază de date. Dar asta este, repet, grundul. Partea proastă este că nici acum... În România, de exemplu, toate planurile urbanistice ar trebui să intre așa, s-a semnat, aveam un observator teritorial. Toate puzurile și toate pugurile trebuie să intre acolo, dar într-un sistem geografic bine definit. Deci acum nu se fac, fiindcă puzurile nu sunt făcute totdeauna pe ridicări. Radu, dacă nu te superi, trebuie să te anunț că mai avem din nefericire câteva minute, 5 minute, okay. Va trebui să conchidem în partea asta și să anunțăm ce subiect vom aborda în emisiunea viitoare. Deocamdată a fost o prezentare istorică, să zicem așa, okay. Și pentru emisiunea viitoare va trebui să începem să dezvoltăm puțin pugul Timișorii, cu ce însemnează bază de date, cu ce însemnează cadastru. Pentru că aici e o întrebare simplă care o lansez în public pentru că este foarte important. Programul Național de Cadastru a început în 2015. Sunt curios cât s-a derulat la nivelul municipiului Timișoara, care are bani. Oare ce are o bază. Ce vrea să ascundă? Păi, foarte pe scurt, v-am spus, fiindcă pe anumite terenurile sunt foarte importante ca să știi cine plătește taxe și ce taxe. Și atunci faci politicile să facă așa. Dom'le, pe un teren părăsit, îl lași sau ca proprietarul, să-i spunem, îl ține pentru vremuri foarte bune și arată orașul mizerabil. Și atunci, de exemplu, cu politici specifice, poți să urci taxele pe acel teren. Fiindcă el, acel om, dacă nu poate să-l utilizeze și este o mizerie, atunci el ar trebui să fie cumpărat de comunitatea locală. Drumurile, la fel. Cine face drumurile? Cât sunt dimensionate drumurile? Cine face drumurile? Cine asfaltează? Cine pune? Gândiți-vă că la noi acum încă se sapă, se asfaltează străzi și nu se știe, după aceea se sparge, fiindcă nu se știe unde e rețeaua de gaz. Asta e, ce noi discutăm este de GIS-ul la nivelul terenului, dar este și un GIS subteran, este și un GIS aerian. Ok, nu intrăm. Dan, da. Radu, am făcut o introducere a unui om bibliotecă. Am încercat să prezentăm anumite aspecte și încercăm pe data viitoare să sistematizăm lucrurile, să descriem punctele tari și punctele slabe pe care le generează o astfel de situație și vom încerca să ducem lucrurile spre o, să zicem așa, întrebare. De ce Timișoara, care are extrem de multe, să zicem, pionierate în domeniu, totuși se află unde se află.
Evident că răspunsurile nu le putem da acum, nici nu putem să anticipăm, dar pe bază de argumente să putem să aducem la lumină elemente care pot să genereze un progres și să încercăm să aducem în atenția atât autorităților, dar și colegilor, pentru că aici este foarte important să se înțeleagă odată pentru totdeauna că domeniul nostru al cadastrului, dar și al urbanismului, nu poate fi desfășurat decât în echipă. Și dacă nu ne completăm fiecare pe palierul lui căsuța, nu iasă nimic. Din nefericire. Gândiți-vă, da, gândiți-vă că în urbanism este intră geograful care ne spune care sunt scurgerile apelor, intră cel care are pe partea, cum este pământul, cum este stratificat de sub, este baza de date a situației arheologice, ale ce este sub pământ, ce surprize ai și așa mai departe. Sunt, dar dacă trebuie să ai primar acest grunt pe care se adună informații de informații de informații și de informații, care, ce este important, toate trebuie să fie publice. Până la urmă, și unicate. Adică, dacă te duci la o entitate, să-ți dea aceeași informație atât la Radu Radoslav, cât și la Racovician, cât și la cetățeanul X. La toată lumea. Ăsta este motivul pentru care în România nu sunt terminate pucurile, fiindcă nu există ridicare topo, fiindcă nu se dorește să se știe încă, sau nu s-a dorit până acum să se știe situația proprietăților. Laura, am fost alături de domnul Radu Radoslav, omul nostru care vom încerca împreună să dezvoltăm ideea că proprietatea trebuie administrată, trebuie îngrijită și lăsată generațiilor viitoare. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, putere de muncă, pricepere, să binecuvinteze România și pe toți românii, oriunde ar fi, orice profesie ar avea, și înțelegere că dacă avem pământul bine definit și dacă avem știință, Dumnezeu va binecuvânta România și pe români. Doamne ajută, mulțumim, domn profesor, și sperăm să construim împreună o perspectivă frumoasă. Mulțumesc și eu. Și alături de populația orașului Timișoara.